Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din zodia săgetător. Haideți să facem o etalare temporală, să vedem ce vă așteaptă în viitorul apropiat ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din zodia săgetător, cei cu ascendent descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, viitorul apropiat, evenimente importante, săgetător. Săgetător. Aici este o conștientizare de ce vrei în dragoste. Foarte mult, clar. Seamănă foarte mult ce am văzut la leu, berbec, săgetător. Pentru cei care le aveți pe toate trei. Aici este o conștientizare de ceea ce vrei în partea de dragoste, ok? Este o realizare. O realizare ce te face, ce te plinește, îți plătește pe tine aici. Asul de monede și îndrăgostiții. Asul de monede și îndrăgostiții. Clar nu vrei să te mai comporți maturi aici și vrei să fii cu cineva din zodia leu. Vrei să fii cu o zodie de foc, mai bine spus. Vrei să fii cu o zodie de foc. Asul de monede și regina de monede. De bâte. Da, uite. Vrei să fii cu cineva din leu, cu o persoană care este singură ca și tine. La tine aici este o realizare foarte mare și aici clar ai și fecioară, taur și gemeni. Este o realizare foarte mare de ce vrei în dragoste și ce nu mai vrei în dragoste. Să te uiți și la leu și la berbec. Este o chestiune de aleg ceea ce mă face fericit sau fericită. Aleg ce îmi împlinește sufletul. Este timpul divin să te întâlnești cu persoana asta. Este o chestiune pe care tu ai păstrat-o sufletul tău și ți-ai dorit-o până acum, dar practic nu ai conștientizat-o. Nu ai conștientizat că tu ai ținut la persoana asta sau că tu consideri că persoana asta este potrivită pentru tine. Nu ai conștientizat că persoana asta te face fericit sau fericită. Nu ai conștientizat sau... realizat, mai bine spus, că persoana asta, undeva ai păstrat persoana asta și n-ai renunțat niciodată. Dar a fost o chestiune de nu realizez 100% ce sentimente am sau nu realizez 100% că persoana asta este cea mai potrivită pentru mine. Pentru că aici este clar o alegere și o chestiune de vreau ceva serios pe mai departe. Asul de pentacle? Da. Ai ales exact ce am spus la leu și la berbec. Ai ales din orgoliu și mândrie. Sau ai lăsat orgoliu și mândria să aleagă pentru tine. În privința dragostei. Pentru că aici posibil ambii. Tu să fi fost o persoană foarte materialistă sau să fi lucrat foarte mult sau să fi pus foarte mult preț pe partea materială. Iar persoana asta să fi fost o persoană foarte rece, cu inima de gheață și viceversa, aia cum rezonează. Ideea este că aici a fost foarte mult orgoliu și mândrie de ambele părți sau de partea ta, de ambele părți. Împăratul cu diavolul, 3 de săbii. Și totuși a fost cineva între voi și n-am să spun cine. Deci totuși a fost cineva între voi. Și cine a fost între voi n-a fost persoană. A fost cineva între voi aici. A fost o karmă, a fost un rău, a fost o chestiune de karmă care s-a încheiat cu 10 de săbii și justiția și 3 de săbii. Da. Cum ai reușit să încheie această karmă? Manifestând un nou început și realizând treaba asta. Tu realizezi practic cine era persoana sau entitatea sau chestiunea sau gândirea sau stilul de viață, suferința ta care nu te lăsa să vezi realitatea. Sunt foarte mulți factori în viața ta pe care îi lași în spate o persoană anume, familia, nu neapărat că te ceri cu familia, un mediu, prieteni, anturaje, obiceiuri vechi, o concepție, îndoctrinări, o chestiune care o stagnare, o piedică, influențe din exterior. Deci absolut tot ce a ținut de partea asta tu lași în spate, ce ar fi reprezentat treiul ăsta de săbii între voi.
a treia persoană, a treia energie și așa mai departe. Pentru unii dintre voi, am să spun că ambii ați avut problema asta, dar s-ar putea să fi fost mai puternic aspectat la femeie. Femeia aici, în cazul ăsta, a fost cu a treia energie. Și, repet, a treia energie este inexistentă. Nu este fizic. Deci nu există fizic. La bărbat, da, a existat a treia energie fizic. Și mai multe feluri în opțiuni. Dar la femeie a fost împăratul cu diavolul. Da. A fost o chestiune, uite, 5 de săbii. Un conflict. Ceva crea un conflict. Ceva nu putea să, nu vă lăsa să vă apropiați unul de celălalt. Aroganța, mândria, încăpățânarea, îndoctrinările, cum ați crescut voi, cum gândeați voi, cum ar trebui să fie, ca să spunem așa, drept fiecare din partea voastră, cum ar trebui. N-ajungeați niciodată la un numitor comun, asta e clar, niciodată n-ajungeați la un numitor comun. Întotdeauna era vorba despre cine are dreptate sau întotdeauna era vorba despre cine spune lucrurile drept, cine consideră, cine este persoana mai matură aici, mai deșteaptă aici, mai... Pentru câțiva dintre voi cine are mai mult sau o bătălie de orgolii aici. Deci spun sincer, aici a fost o bătălie de orgolii. A fost o chestiune care a durat. Și înainte să vă cunoașteți exact unul pe celălalt, în viețile voastre ați avut o bătălie de orgolii. Uite, bărbatul aici renunță la materialism, am mai văzut toată regele de monede, renunță la un stil de viață, renunță la o cădice, un compromis financiar, renunță la partea asta de... Da, de influențele celor din jur. Cineva ar putea să renunțe aici, posibil, la o afacere, aud. O afacere nu tocmai ok. Cineva s-a supus la niște riscuri foarte mari aici. Și bărbatul aici renunță la un stil de viață care este unul foarte toxic. Pentru că aici cineva spune, pentru ce trăiesc eu un stil ăsta de viață care mi-aduce foarte multe... Cineva a primit o lecție foarte, foarte puternică aici. Pentru că un bărbat aici a pus foarte mult preț pe partea asta, dar s-a și supus riscului foarte tare. Cineva n-a făcut tocmai niște chestiuni ok aici și mai mult decât atât, posibil să mai fi fost alte persoane implicate, anturajul acestui bărbat sau familia acestui bărbat, pentru că aici el spune, nu mai vreau să am de-a face cu această situație și în primul rând nu mai vreau să mă mint pe mine. Pentru câțiva dintre voi, poate bărbatul ăsta să spună, nu mai vreau să am o situație de compromis, să mă mint pe mine sau să mint persoanele din jurul meu. Ori această lecție a fost una foarte puternică pentru realizarea mea. Chiar am ieșit de aici. Aud ca și mesaj, chiar am ieșit de aici. Acum chiar am ieșit de aici. Cineva dă ultimele mesaje aici? Ultimele mesaje în afacerea asta? În chestiunea asta? Da. Cineva dă ultimele mesaje? Între regele și regina de monede și 10 de bâte și 5 de pentacule. Cineva dă niște ultime mesaje aici la niște persoane și spune gata, m-am retras, nu mai vreau, mi-e greu să mai repet acest lucru, de ce l-aș mai repeta, de ce aș mai repeta evenimentul ăsta, de ce aș mai retrăi asta, când de fiecare dată ies cu eșec. Exact. De ce dacă eu țin la persoana asta, de ce m-aș mai supune exact acestui risc sau de ce ați mai face acest compromis ca să mai stau să sufăr? Cineva spune, exact. 2 de pentacule, 3 de cupe și ierofantul. Și totuși am regele și regina de monede. Cineva renunță la un compromis. Putea să fie o situație și o afacere de familie. Putea să fie o situație în care două persoane făceau afaceri împreună și putea să fie și bărbat și femeie. Și cineva spune aici, nu mă mai supun la riscul ăsta sau nu mă mai regăsesc pur și simplu în situația asta. Nu mă mai regăsesc în... Și oricum, cineva spune aici, am avut parte numai de pierdere, în niciun caz de niciun câștig. Nu mai repet. De ce te pute și roata? Exact cum am spus. Cineva dă aici niște mesaje, discută prin niște mesaje. Și e o discuție de casă, o discuție cu persoana care trăiește și se pleacă. Cineva spune, bai, am plecat.
Turnul. 6 de săbici turnul. Ce mai spune, băi, am plecat. Gata. Atât a fost, până aici a fost. Nu m-am ales cu nimic din situația asta. Poate aici, posibil un bărbat să fi trăit cu o femeie într-un compromis financiar, nu neapărat, sau să fi depins de cineva din punct de vedere financiar, sau să fi făcut o afacere, să fi fost într-o afacere cu o femeie. Și asta a reprezentat un compromis a la lung și bărbatul ăsta posibil să-ți fie ascuns asta ție ca femeie și nu ți-a spus niciodată. Sau tu dacă ești bărbat aici către femeia respectivă, o secundă, tu dacă ești bărbat aici și ai taur, săgetător, rac, tu să fii ascuns asta față de persoana ta. Și tu să fii cu altcineva, să fii ascuns asta de persoana, jumătatea ta, să spunem așa, persoana ta sortită. 6 de săbici turnul. Moartea, 8 de cupe și carul. Wow! La asta nu mă așteptam. Moartea, 8 de cupe și carul, pentru că este un final final. E un final final. Ce se termină aici? Moartea, carul și 8 de cupe. Aici cineva termină să-și exploreze opțiunile. Cineva termină cu aspectul ăsta. Cineva spune, nu mai este de mine. Ori în toată lumea asta cât am căutat sau ce am încercat să fac, nu. Nu a fost pentru mine, în niciun caz. Opțiunile astea sau stilul ăsta de viață, ori în ce am încercat eu să-mi găsesc bucuria, n-a fost. Nimic nu mi-a adus fericire de aici. Ceva spune, nu mai pot. Nu mai pot. Pur și simplu. Da, 4 de monede, 10 de cupe. Cineva poate să spună aici, uite, 2 de pentacule, 100 de băte. De ce mi-am dorit aceste situații de compromis sau aceste opțiuni? Sau de ce nu am... Pentru că aici sunt foarte multe întrebări puse. Un bărbat aici realizează că își dorește o familie fericită sau realizează că își dorește o relație fericită sau tu dacă ești cu persoana pe care o iubești. Pentru că aici s-a stat într-o situație de compromis sau explorarea opțiunilor. Cineva spune, nu mai vreau stilul ăsta de viață, cu ce mă satisface pe mine o aventură de o noapte sau aventurile astea? Sau cu ce mă satisface să schimb relațiile tot timpul? Sau să schimb persoanele tot timpul? Cu ce mă satisface pur și simplu să fac treaba asta tot timpul? Da. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Săgetător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.